Salut, gemeni! Voi face citirea pentru luna iulie, relații. Relațiile voastre în luna iulie. Vom cere sfatul oracolului Lenormand. Pentru o femeie, deci apare o femeie. O femeie pentru voi care poate să fie ea care vă dă niște sfaturi sau puteți fi voi, primiți niște sfaturi, dar aceste sfaturi sunt legate de lucruri mărunte. Nu sunt legate, sau poate sunt legate despre un copil, despre educația unui copil. Sau comunicarea voastră cu această persoană despre educația unui copil. Este o persoană mai în vârstă, o persoană care apare ca un fel de marele frate, ceva de genul ăsta. Deci o persoană cu anumită importanță pentru voi, care vine și vă dă niște sfaturi, vă comunică ceva. Haideți să vedem ce spune tarotul druid pentru relația voastră. Fiindcă așa au căzut, deci așa, luăm pe prima și prima, ce pot să zic. Mai cagi din pachet. Un 8 de monede, am putea spune o contestare, cineva vă contestă resursele, vă contestă bunurile materiale pe care le-ați primit, deci apare o discuție din aceasta legată de bunuri, de resurse. Deci voi aveți aici o creativitate, relația voastră este bazată pe creativitate, voi un 6 de spade, partenerul, voi partenerul. Voi, partenerul. Deci, așa cum am spus, această creativitate arată că voi aveți o creativitate care este la început un 3 de monede, da? Care este admirată de ceilalți. Deci voi încercați să obțineți resurse din această creativitate. Nu veți obține niciodată foarte mult, dar totuși totul depinde de voi ce veți obține prin faptul că puteți să folosiți această creativitate genial. Este șansa voastră. Voi ce aduceți în relație? Aduceți calm, liniște, schimbare. Încercați să schimbați ceva astfel încât să aveți liniște, armonie, zile plăcute. Deci în luna iulie vă doriți probabil această vacanță sau chiar dacă lucrați, vă doriți să aveți o lună liniștită, calmă, plăcută. În schimb, partenerul vostru vine cu un as de monede în relație, vine cu bani. Bani care vă dau șansa unor investiții. Își dorește să investească, partenerul vostru vrea să investească acești bani într-o locuință, într-o mașină. Deci își dorește să facă o investiție importantă, am putea spune, partenerul de viață. În schimb, voi gândiți la iubire, la o alegere. Vă gândiți că este momentul să faceți o alegere în iubirea voastră, astfel încât să scăpați de blocaje, fiindcă această îndrăgostiții
Sunt gemeni, într-adevăr, dar îndrăgostiții arată și blocaje pe care le aveți sau stagnare. Și voi vă gândiți la ceva care să vă aducă totuși un aspect benefic și vedeți că trebuie să faceți o alegere. Este o alegere la care gândiți, o alegere la care știți că nu puteți să o amânați. Și nu știți ce să alegeți. Este o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. O alegere între un lanț de flori, un lanț de fier. Întotdeauna spunem, alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Partenerul vostru gândește la o rivalitate, la o concurență, la faptul că poate să spună mici minciuni, mici bârfe și să-și atingă un scop, să obțină ceea ce și-a dorit. Cam aceasta ar reprezenta acest cinciu de băte. Voi arătați celorlalți faptul că ați fost tentați să intrați într-o afacere, dar totuși ați pierdut, ați avut o pierdere. Acesta este prințesa de monede. O pierdere pe care o știți, dar și ceilalți o știu. Le arătați celorlalți această pierdere. Partenerul vostru știe că trebuie să muncească și arată celorlalți că muncește foarte mult și are o muncă dedicată, o muncă susținută, muncește foarte mult pentru ceea ce își dorește și, bineînțeles, arată că așteaptă rezultatele muncii lui, așteaptă o recunoaștere a muncii lui. Haideți să vedem, în primul rând, pentru Gemenii, care este o alegere pe care o gândiți. Deci, să vedem ce gândiți despre această relație și de creativitatea voastră. Venus. Venus arată abundență, arată fertilitatea. Voi vă doriți poate un copil, vă doriți căsătoria, vă doriți să faceți o alegere, să alegeți odată în această situație. Dar Venus vă spune, doriți-vă ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Acesta ar fi principalul aspect. În ceea ce privește asul de monede, ceea ce vine în această relație, partenerul vostru este asul de monede. Da. Primește acești bani, dar vine cu acești bani. Sunt bani care totuși îl pun pe gânduri, gândește cum să-i folosească, ce are de făcut sau se gândește și la o trădare. Se gândește că a fost trădat cândva. Deci este într-un moment de analiză, am putea spune, de gândire la legat de acești bani. Este foarte preocupat și gândește foarte mult la ei. Haideți să vedem pentru voi, prințesa de monede, ce pierdere aduce, fiindcă ea întotdeauna gândește să intre într-o afacere, să obțină bani și poate într-adevăr este așa cum au căzut din pachet. Am putea spune că voi sperați la generozitate, dar de fapt nu va fi generozitate deloc. Deci, visați la o generozitate, este o speranță. Speranța este întotdeauna legată de a vă proteja calea, de a vă proteja drumul, dar vedeți, a căzut totuși răsturnat. Speranța este a voastră. Voi sperați la o generozitate, dar nu veți primi această generozitate și din cauza asta apare această prințesă de monede. Deci veți avea o pierdere.
Să vedem ce este cu partenerul vostru legat de această 10 de bâte, munca acumulată. Da, munca acumulată îi aduce resurse, dar nu foarte mari. S-ar părea că pare să fie ca o sursă misterioasă, ceva secret. Primește bani. Bani pe care poate să-i investească în el, în bun gust, în lux. Aici apare această trădare, deci apare o gândire, o analiză a situației și acești bani pe care și-ar dori să-i investească și între voi există această creativitate, treiul de monede, este acea creativitate pe care ar trebui să o conduceți genial. Deci, dacă ne mai uităm încă o dată la această situație, deci s-ar părea că veți primi, așa cum am și spus, aceste sfaturi. Și sfaturile pot veni și pentru un bărbat, dar și pentru o femeie, pot fi legate de o femeie și totuși în lucruri mărunte. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Dacă considerați că aceste citiri vă ajută, puteți să ajutați și voi canalul. Nu vă costă nimic să dați un like sau să vă abonați și să primiți aceste citiri foarte rapid. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc!